Caz incredibil la Rovinari. Mama unui elev de 14 ani s-a prezentat la poliție și a depus o plângere împotriva profesorului de matematică. Femeia l-a acuzat că l-a bătut pe fiul său și i-a provocat leziuni. Ulterior însă, după ce a fost audiată de polițiști, mama copilului s-a răzgândit și și-a retras plângerea împotriva cadrului didactic. Chiar și așa, organele abilitate fac cercetări în acest caz, iar dacă va fi găsit vinovat, profesorul va fi sancționat de superiori. Părinții s-au revoltat când au aflat de bățania copilului. Dacă e adevărat, să fie dat afară, afirmă părinții copiilor care învață la școala respectivă. Nici mie nu-mi convine ca să trimit copilul să... Ce, să-l trimit la școală să fie traumatizat, cum am citit că este traumatizat și că părinții i-a zis profesorul să se ducă la neurologie sau la psihiatrie, nu știu unde a zis că să-l ducă, nu mi se pare corect. Trebuie sancționat sau dat afară din școală, eu așa cred. Altceva, ce să putem face noi? Noi nu putem să facem nimic. Acuzațiile mamei sunt acum verificate și de Inspectoratul Școlar Județean. Potrivit reprezentanților instituției, dacă va fi găsit vinovat, profesorul va fi sancționat. Directorul unității școlare spune că a auzit și el de cele întâmplate. Am discutat cu conducerea unității de învățământ și se vor lua toate măsurile necesare pentru cercetarea și sancționarea, dacă este cazul, a domnului profesor pentru fapta presupusă. Prin urmare, în școală se va desfășura această activitate a Comisiei de Cercetare Disciplinară și, de asemenea, am recomandat monitorizarea cu mare atenție a activității pe care domnul profesor o desfășoară în această unitate de învățământ. Este la nivel de discuție, nu am nicio sesizare scrisă în acest moment din partea părintelui respectiv, deci o măsură în acest moment chiar nu pot să iau vis-a-vis de domnul profesor. Dacă dânsa bănuiesc că a mers direct la poliție, nu știu, poate la inspectorat, dar în momentul de față la mine nu există o sesizare scrisă ca să pot să demarez anumite proceduri noastre vis-a-vis de comportamentul dânsului. Profesorul acuzat de abuz spune că nu sunt adevărate cele invocate de mama elevului. L-am prins de mână. De ce împingi fata? Păi de ce ne jucăm? Păi da, da, împinsul e împins și joacă e joacă. Asta am zis. Și atunci cum eram așa, ție îți place să te împingă și de mama. Uite, a speriat, într-adevăr, probabil că nu s-a aștepta, mă gândesc. Și l-am zguduit așa spre perete. Așa. Nu, dar ne jucam. Asta a fost. S-a lovit de hidrant? Nu cred că s-a lovit. Înțeleg că a plâns după aceea mult timp. Plângea probabil de ciudă, mă gândesc. Pentru că el probabil că nu a se juca. Și eu am confundat și am zis că am pins-o pe fată din adins. Posibil să fie din joacă. Și dar atunci... a mai fost un incident și săptămâna trecută când ați fi lovit un alt băiat? Lovit? IPJ Gorj a deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe. După audierea mamei, aceasta a decis să-și retragă plângerea pentru că minorul nu prezenta leziuni. Astfel, polițiștii au abandonat ancheta. Polițiștii din cadrul Poliției orașului Rovinari au fost sesizați cu o plângere de către mama unui elev din cadrul unei școli din Rovinari despre faptul că acesta a fost agresat de un profesor în cadrul orelor de curs. Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs fapta în cadrul unui dosar penal pentru lovire sau alte violențe. Inspectoratul Școlar Județean Gorj va continua cercetările în acest caz.